Veștile rele continuă să vină. Euro crește din nou în raport cu moneda națională. Leul pierde teren și în fața dolarului american. Colega mea, Ana Maxim, vine cu toate detaliile. Ana, te ascultăm. Bun găsit! Cei care au rate sau facturi în moneda europeană vor plăti mai mult. Cursul calculat de Banca Națională pentru euro în raport cu leul este în continuă creștere. Astfel, euro a ajuns la peste 4,94 de lei, doar 6 bani mai departe de pragul de 5 lei pentru un singur euro. Recordul maxim istoric a fost înregistrat pe 22 septembrie, după o ușoară scădere. Iată că euro începe din nou să crească în raport cu moneda națională. Leul a pierdut teren și în fața dolarului american și gramul de aur s-a scumpit, a ajuns la peste 243 de lei un gram de aur, de la 242 de lei. Vedem așadar că trendul este ascendent și ne așteaptă o iarnă grea din toate punctele de vedere. Avem facturi mai mari la energie electrică, la gaze și căldura urmează să se scumpească și iată că și ratele cresc.